Farul Constanța se pregătește de Conference League. Campioana România a fost eliminată din preliminariile UEFA Champions League de Sheriff Tiraspol și a ajuns în turul 2 preliminar al Conference League. Formația, antrenată de Gică Hagi, va întâlni pe teren propriu FC Urartu. Despre meciul cu campioana Armeniei au vorbit capitanul Ionuț Larie și Rivaldinho. Așteptăm cu încredere următorul meci, chiar dacă știm că va fi greu, pentru că să joci împotriva unei campioane, nu contează nici ce țară, este dificil. Dar cel puțin acasă am demonstrat că suntem o forță. Sperăm să facem același joc, să ne impunem și alături de suporteri să câștigăm prima mașă. Să fie un meci foarte greu și foarte important pentru noi și sper să că stadionul să fie plin, să fim susținuți cum am fost mereu de fani, de suporteri și sperăm să facem un meci foarte bun. Meciul tur dintre Farul Constanța și FC Urartu se va disputa joi 27 iulie de la ora 20:30.